Dragii mei, dacă vă place cum arată acest parizer de pui pregătit acasă, stați aproape să vedeți cât de simplu se poate pregăti. Am folosit în această rețetă un pui de aproximativ 1,5 kg pe care l-am tranșat. Am folosit în această operațiune un cuțit de la Samura care se găsește în magazinele alte din toată țara. După ce am tranșat puiul, l-am pus în oala sub presiune, am mai adăugat 2 morcovi și 2 cepe. Este important să fierbeți puiul cât mai bine pentru că urmează să scoatem toate oasele. Am scos apoi puiul din supă, l-am lăsat puțin la răcit și am eliminat toate oasele. Am lăsat și pielea pentru că este bună pentru această rețetă, nu ne deranjează. Am pregătit și gelatina, trebuie să citiți neapărat instrucțiunile de pe ambalaj. Am adăugat apoi sare și piper și gelatina pe care am dizolvat-o în 300 de ml de supă. Am pasat totul foarte, foarte bine, după care am adăugat și suc de sfeclă roșie, care va face parizerul colorat foarte frumos. Trebuie să adăugați sucul de sfeclă roșie câte puțin, treptat, până ajunge la culoarea pe care vă doriți. Nu va fi nevoie de o cantitate foarte mare. Ia uitați ce culoare frumoasă are și aveți nevoie neapărat de un blender foarte puternic. Am pus apoi toată compoziția într-o sticlă de 1,5 litri de apă și am lăsat totul la frigider peste noapte. A doua zi am scos parizerul din sticlă. Ia uitați cât de bine arată, are o consistență perfectă, este și foarte, foarte gustos. Este grozav pentru micul dejun, așa știi ce mănânci, pentru că nu este plin de conservanțe așa cum este cel din comerț. Arată și foarte, foarte bine. Sper să-l faceți și voi. Poftă mare!